10 mașini electrice tip Tesla Model S, Tesla Roadster, Denza și un autobuz electric vor ajunge astăzi la Sibiu după ce au străbătut 10.000 de kilometri în întreaga lume. Mașinile sunt înscrise în caravana 80 Days Eldura 2016, evenimentul fiind dedicat promovării vehiculelor electrice. În cadrul caravanei, mașinile vor parcurge 25.000 de kilometri pe parcursul a 80 de zile sau mai puțin și străbat 20 de țări de pe 3 continente. Popasul caravanei va avea loc în parcarea Cazarma 90, unde publicul sibian va avea ocazia să admire vehiculele electrice. În intervalul orar 17:20, în parcarea de la Cazarma 90, cele 10 mașini electrice participante, împreună cu autobusul electric, vor sta la dispoziția publicului din Sibiu pentru a fi admirate, iar participanții vor oferi informații cu privire la aceste mașini. Autovehiculele vor putea și alimenta în această locație, Sibiul având din luna mai o stație publică de încărcare a vehiculelor electrice. Este anunțul primăriei Sibiu pe pagina de Facebook. Scopul proiectului e de a demonstra că vehiculele electrice reprezintă o modalitate sustenabilă de a parcurge distanțe mari fără să polueze.